Dumnezeu și mereu, preamărit și binecuvântat să fie Domnul care și-a făcut milă cu noi. Amin. Ne-a ajutat când, după masa aceste zile, să mai pășim o dată dragul casei de rugăciune și ne-a dăruit un timp binecuvântat în care să ne putem închina împreună înaintea Lui, să putem să-i aducem laude, să putem să venim înaintea Lui cu rugăciunile noastre și, de ce nu, să ascultăm și cuvântul care este cuvânt dădător de viață. Ca de fiecare dată aș vrea să începem împărtășirea noastră, rugându-L pe Domnul să ne fie binevoitor, să ne ajute să simțim prezența Lui în mijlocul nostru și prin Duhul Sfânt să călăuzească toată lucrarea care se va face în locul acesta, în toate detaliile ei. Vom începe așadar cu rugăciune și pe fratele Răzvan Dima, îl voi solicita să-L roage Domnului să ceară ajutorul peste lucrarea care este în fața noastră. Frați și surori, vă invit acum să ne apropiem de Cuvântul Sfânt și vreau să vă spun că voi citi un cuvânt din Iacov, din capitolul 5, pentru că un punct important din părtășia din după masa aceasta va fi ungerea cu un de lemn pe care o vom face fratelui Tobias. De aceea voi citi cuvântul din Iacov, capitolul 5. Iar atunci când fratele care îi rânduie să predice în seara aceasta va ajunge în mijlocul nostru, vom citi cuvântul din care Dumnealui va predica. Iacov, așadar, capitolul 5, din versetul 13 până la 18 inclusiv. Este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași obiceiuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Amin. O invit, dragii mei, să preocupați să vă rugăm. Vreau să vă spun un cuvânt de bunvenit și de data aceasta tuturor celor ce ați găsit de bine să căutați fața Domnului și să ne închinăm împreună în locul acesta. Un cuvânt de salut aș îndrepta și către cei care vor urmă transmisiunea fie live, fie înregistrarea în ulterioară. Le dorim la toți binecuvântarea Domnului și să avem parte de har. Este un lucru deosebit de important în vremea aceasta, dar Domnul să ne facă parte de harul Lui. În seara aceasta vreau să vă spun de la început, pentru timpul de slujire prin cuvânt, este rânduit fratele Gigian Bucșa. Dumnealui vine de la distanță, s-ar putea să fi întâlnit pentru un trafic, mai sunt atât de multe lucruri care complică deplasările, dar până când vine noi, ne închinăm înaintea Domnului și ne rugăm ca Domnul să-L aducă cu bine. Amin. Dacă nu ajunge, atunci va trebui cumva să acoperim noi cei din loc. Și la asta nu cred că o să spuneți mulți amin. Vă chem să lăudăm pe Domnul cu o cântare comună, după cântarea comună se pregătește orchestra să laude pe Domnul și mă bucur că în seara aceasta grupul de tine, grupul Harul, și-a anunțat deja dorința de a lăuda pe Domnul cu cântare. Le voi da loc cu bucurie și Domnul să fie lăudat în toate. Amin. Oh,
Ce dorim eu să fiu
slăvit să fie Domnul pentru tot ceea ce lucrează în viețile noastre, spre binele nostru etern. Tu ești olarul, Doamne. Eu sunt lutul. Fă, te rog, din mine un vas spre slava ta. Chiar dacă frământarea mâinii tale sfinte mă va tot frânge și mă va durea. Iar dacă vreodată te voi întreba, de ce e așa? Nu renunța la mine, ci acolo, pe vată, lasă-ți amprenta pe vasul meu, impregnează-l cu tine. Modelează în mine tot mai mult chipul tău, chiar de ea voi fi frânt, strobit și format. Apoi, pus în cuptorul fierbinte, cât știi tu că trebuie să fiu încercat. Îndepărtează ce vrei din ceea ce doresc și lasă ceea ce am nevoie. Să fiu sfințit, folositor, rezistent, să-mi servesc ție după ta voie. Când portat voi fi dintr-o parte în alta, lovit adesea, uneori clătinat, nu renunța la mine, ci acolo pe vată, lasă-ți amprenta pe vasul meu, impregnează-l cu tine. Când purtat voi fi dintr-o parte în alta, lovit adesea, uneori clătinat, nu înceta să torni în mine apă, din izvorul harului binecuvântat. Cu atâta răbdare și dragoste lucrezi, nici când nimic nu-ți voi putea răsplăti, dar vreau, la bine și greu, să mă pun în slujba ta pentru a servi. Îți mulțumesc că m-ai ținut în mâini, fără să mi-ai fi lăsat la o parte. Ai investit în mine timp și har, cu credincioșie și cu bunătate. Tu ești olarul, Doamne, eu sunt lutul. Fă din mine un vas care să te orgândească, iar frumusețea ta îi va schimba în aur și pe bune la masa părătească. Amin. Amin. Thank you.
Frate, să vă rog, aș dori ca în minutele următoare să facem ungerea cu un de lemn, așa cum a fost cerută și așa cum este rânduită în Cuvântul lui Dumnezeu. Rog biserica să se ridice în picioare pe fratele Toghi, a Sfântării Invitantoase, pe fratele Mircea, de asemenea, Sfânteaua Mântărăcioară. Frățiștilor, atunci când ca slujitorii Domnului suntem chemați la cineva acasă să facem ungerea, obișnuim să începem cu rugăciune, chemând prezența Domnului în locul acela. După care, îi se pun două, trei întrebări celui peste care se oficiază actul acesta și apoi se face ungerea cu un de lemn și se face o rugăciune. Acum, noi când am început părtășia noastră în seara aceasta, noi am început-o chemându-L pe Domnul să fie prezent în locul acesta. În repetate rânduri v-am spus și o repet și în seara aceasta, că Domnul este prezent în locul acesta, poate înainte de a fi intrat aici cel dintâi dintre noi. Înainte ca cel dintâi venit să pună cheia în ușa bisericii și să o răscuie, Domnul care nu are nevoie de chei, era aici și ne aștepta. Noi rugăm să-și facă simțită prezența. Ne dorim ca inimile noastre să-L simtă în locul acesta, să-I simtă prezența și atingerea. De aceea, peste rugăciunea aceea de invocare, vom trece, pentru că am făcut-o la început și aș vrea să mă adresez fratelui Tobias. Frate Tobias, ai auzit în repetate rânduri în locul acesta Cuvântul lui Dumnezeu. Crezi din toată inima că Domnul Iisus a murit pe cruce din dealul Golgotei, purtând păcatele și fărădulegile noastre și implicit ale tale? Crezi că în rănile Domnului Iisus este putere de vindecare pentru orice fel de boală și de neputință? Da. Crezi că El se poate atinge și de tine, se poate îndura de tine și poate să dăruiască vindecarea? Da. Pentru că mărturisește astăzi aici această credință, noi te vom unge cu un de lemn în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, cerând peste ființa ta întreagă puterea de vindecare care este în numele Domnului Iisus. Fratele Mircea va face lucrarea aceasta, eu mă voi ruga pentru tine și când voi încheia eu rugăciunea, voi solicita toată biserica să ni se alăture nouă în această lucrare. Tată bun care locuiești în cele preanalte, în sfințenie și lumină, dar care ai spus că te cobori să fii și lângă cel cu inima mâhnită și cu sufletul împovărat. Ești alături de noi în necazurile noastre, când te chemăm în ajutor, strigătul nostru nu te lasă indiferent. În seara aceasta mă rog înaintea ta și bat la ușa îndurării tale în numele Domnului Iisus, rugându-te să arăți milă, îndurare și bunăvoință față de tânărul acesta, față de fratele Tobias. Doamne, are nevoie de atingerea mâinii tale mai mult decât de orice alt tratament pe care l-ar putea oferi medicina și oamenii ei. În seara aceasta chem numele Tău peste fratele Tobias. În numele Tău este putere de vindecare. Și vreau ca puterea aceasta de vindecare să devină eficientă în viața lui. Doamne, te voi ruga să nu lași să treacă singur prin săptămâna aceasta care nu este una ușoară. Dacă Tu ai îngăduit să treacă pe acolo, te rog să fii alături de El. Și în orice moment să simtă prezența Ta. Să simtă bunăvoința ta, să simtă atingerea ta. Te rog de dragul Fiului Tău, Iisus, care a pătimit pe cruce în locul nostru. Proslăvește-ți numele și dăruiește vindecare. Și că El, la vremea potrivită, în mijlocul bisericii tale, să vină și să mărturisească spre slavă numele Tău, că L-ai vindecat Tu. Te rog, atinge-te de El. Doamne, îndură-te de El, dacă te va fi întristat cumva vreodată, iartă-L și trăiești în stare după voia Ta. Dar în seara aceasta, de dragul Fiului Tău, pentru El îți cer tămăduirea. Și îți mulțumesc că vei face mai mult decât știm noi să cerem, mai mult decât merităm noi și te proslăvim, Tată, prin Fiul Tău, Iisus Mântuitorul și prin Duhul Sfânt. Amin. Și acum ne rugăm cu toată biserica.
Thank you.
Spune-i Domnului Iisus că necazul tău și-ai să vezi cum biruința vine. Crede, roagă-te și închină-te, mulțumește lui Iisus că e cu tine. Spune-i Domnului Iisus că necazul tău și-ai să vezi cum biruința vine. Încercarea care vine peste tine nu e mare ca tu să n-o poți răbda. Roagă-te la Iisus și ascăți cu credință și pe brațul lui el te-a purtat. Încercarea care vine peste tine nu e mare ca tu să mă poți răbda. Roagă-te la Iisus și astăzi cu credință și pe brațul lui el te-a purtat. Spune-i Domnului, crede, roagă-te și închină-te, mulțumește lui Iisus că e cu tine. Spune-i Domnului Iisus tot necazul tău și-ai să vezi cum biruința vine. Crede, roagă-te și închină-te, mulțumește lui Iisus că e cu tine. Spune-i Domnului Iisus tot necazul tău și-ai să vezi cum biruința vine. Dacă cei din jurul tău te prigonesc și cu spinii cărarea ta ți-o podobesc, tu și-atunci adu-ți aminte cum Iisus, el pe cruce el a fost răpus. Dacă cei din jurul tău te prigonesc și cu spinii cărarea ți-o împodobesc, tu și-atunci adu-ți aminte cum Iisus, el pe cruce el a fost străbuns. Crede, roagă-te și închină-te, mulțumește Domnului că e cu tine. Spune-i Domnului Iisus tot necazul tău și-ai să vezi cum biruința vine. Crede, roagă-te și închină-te, mulțumește lui Iisus că e cu tine. Spune-i Domnului Iisus tot necazul tău și-ai să vezi cum biruința vine. Crede, roagă-te și închină-te, mulțumește lui Iisus că e cu tine. Spune-i Domnului Iisus tot necazul tău și-ai să vezi cum biruința vine. Slavă Domnului Iisus!
să fie la mine. Amin. Mă invit în seara aceasta să dau 5 secunde în locul lui Domnului, să ne dedicăm în toți în picioare. Și voi citi din cartea lui Evanghelia lui Marc, capitolul 9, de la versetul 38 până la 50. Pagina Sfânta Scriptură, 973, versiunea după Cornilescu. Ioan i-a zis, Învățătorule, noi am văzut că un om, scoțând dragi numele Tău, l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Nu l-a oprit, s-a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele Meu și să mă poate grăi de rămâne după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar de apă în numele Meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege decât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o, este mai bine pentru tine să intri ciungă în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă, un focul care nu se stinge. Unde viermele lor nu moare, ci focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l, este mai bine pentru tine să intri în viață și tu, decât să ai două picioare și să fie aruncat în ghienă, în locul, în focul în care nu se stinge. Unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, este mai bine pentru tine să intri în Împărăția lui Dumnezeu, numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fie aruncat în focul ghienei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi se va da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unul cu alții. Aș vrea, cred că nu este prea mult, să mai facem o scurtă rugăciune și în rugăciunea aceasta aș vrea să te rugăm fiecare în dreptul nostru. Ca Domnul să ne dea inimi bune ca să primim cuvântul Lui, este cuvântul lui Dumnezeu și este orice cuvânt care vine de la Dumnezeu, este o grană bună pentru noi. Dacă inimile noastre sunt bune, să-L primească. În același timp, vă îndemn să vă rugați și pentru mine, ca Domnul să-mi ajute în depresirea cuvântului. Amin. Să ne rugăm pe-o.